S-a încăpățânat Bruxelles înainte. Uniunea Europeană, care cu directiva ei spune că nitrații este factor major al poluării apelor în Europa. Eu trăiesc într-o România care la vreau europeană, la vreau bine informată. Cetățenii, consumatorii, semenii mei se știu și se aleg după că sunt informați. Există o problemă pentru fiecare mamică care trebuie să dea o apă sub 10 mg și mi se pare normal că apele îmbuteliate sau un stas mai sever decât acest stas care este inspirat de la apa de robinet. Directorii mei îmi întreb, domnul președinte, mergeți noi că avem cea mai pură apă minerală din lumea și ajutați lumea să știe fântânile pure, curate, peșterii cu apa, pârâurile curate, puțurile curate, când practic veți diminua vânzările lui Aqua Carpatica. E nu! Prefer să dovedim că există și alte ape pure cu o limită de nitrații mult mai mică, este un Corporate Social Responsibility, este un CSR care face cea mai pură apă minerală din lumea și vom dovedi împreună cu cetățenii noștri că în țara sunt rezerve de apă pură. Mă simt foarte bine, să știți. Mă simt foarte bine pentru că cred că cu această inițiativă facem un bine publicul din România. Și invit pe toată lumea să se aprovizioneze acest tester, care un dublu tester face 3 lei. Faceți testul, operați valoarea pe internet și toată informația asta va merge la Ministerul Mediului. Deci invit toți cotecetănii, toți semenii, vedeți cât de curată este apa pe care o beți. Dumneavoastră. Controlul este în mâna dumneavoastră.